Dacă sădești necinste, vei culege suspine. Dacă însămânțezi egoism, vei culege sărăcie. Dacă sădești vrarbă, vei culege război. Dacă plantezi aroganță, vei culege distrugere. Dacă sădești invidie, vei culege necazuri. Dacă însămânțezi dispreț, vei culege singurătate. Dacă plantezi lene, vei culege sărăcie. Dacă sădești lăcomie, vei culege pagube. Dacă însămânțezi bârfă, vei culege dușmani. Dacă sădești necredință, vei culege întunecare. Dacă sădești deznădejde, vei culege ștrean. Dacă sădești ură, vei culege fiorii iadului. Dar dacă sădești bunătate, vei culege prietenie. Dacă sădești cinste, vei culege încredere. Dacă plantezi modestie, vei culege slavă. Dacă sădești perseverență, vei culege progres. Dacă însămânțezi muncă, vei culege belșug. Dacă plantezi iertare, vei culege împăcare. Dacă sădești sinceritate, vei culege afecțiune. Dacă sădești pace, vei culege armonie. Dacă însămânțezi răbdare, vei culege cunună. Dacă plantezi credință, vei culege minuni. Dacă sădești nădejde, vei culege biruință. Dacă sădești dragoste, vei culege florile raiului. Iubiți credincioși și credincioase, atâta de simplu, atâta de ușor ne se oferă mântuirea, încât nu poți să crezi că raiul chiar începe din lumea aceasta. Oamenii nu-și doresc, unii din ei nu suportă lumina, nu suportă bucuria, nu suportă succesul lor, încât au puterea aceasta de a refuza tot ce este bun. Vedem ce aduce întristarea, că aduce deznădejde. Deznădejde aduce funia. Iar funia aduce fiorii iadului. Pe de altă parte, între iad și rai, așa cum ne arată în Evanghelia săracului Lazar și bogatul nemilostiv, că este o prăpastie prin care cei din rai nu poate să treacă la cei din iad și cei din iad nu poate să treacă la cei din rai. Preacuvioși, preacucenici părinți, iubiți credincioși și credincioase, timpul, vremurile au trecut, unele s-au consemnat să ne ajute, unele s-au consemnat încât să dăm răspuns. Avem un sfânt astăzi pe care prăznuim, un sfânt părinte care este mai puțin cunoscut în lumea laică, dar în lumea monahală aproape toți îl cunosc pe Sfântul Iosif Isihastul, care ne-a lăsat din inspirația Duhului Sfânt
multe povețe și îndrumări după care să ne consumăm viața. La moment dat astăzi, părintele care se ocupă cu cazarea mi-amintea întreagăt părintele Lazar de unele cuvinte sfinte lăsate de Sfântul Iosif Isihastul nouă monahilor. Aducându-ne aminte de el, cu siguranță că-l pomenim astăzi, îi cerem în același timp și ajutor să ne dea putere de a vâsli pe marea aceste veți cu hrana pe care el ne-a lăsat-o nouă. Un cuvânt pe care îl lasă Sfântul Iosif Isihastul, care el se naște în 1898 și adoarme în 1959. El spune așa: să ai îngăduință și răbdare cu cei ce cad. Dacă ne amintim, nu de mult, două duminici în urmă, Petru mergea pe apă. Că el a cerut Mântuitorului: dacă tu ești Iisus cu adevărat, poruncește-mi să vin la tine pe apă. În momentul de pornire, mergea ca pe uscat, când aproape de el, de Mântuitorul, s-a îndoit. I-a atras atenția varurile. Teama i-a produs îndoială. Mântuitorul îl ia de mână și spune: puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Era consecința îndoielii, afundarea în apă. De aceea, în viața de zi cu zi, se cere răbdare pentru cei care cad, care se potihnesc, care au adormit conștiința și nu mai lucrează discernământul. Iar răbdarea însoțită de rugăciune și iertare sunt metodele cele mai bune de ajutor pentru cel care este căzut. Așa de mult nu îl interesează nici pe Dumnezeu, nici pe om, toți avem potigneri. Și așa cum ne arată biserica, că fiecare suflet are rana sa. Potrivit cu încercările vieții, cel mai important nu este căderea, cea mai importantă este ridicarea. Ridicarea, care înseamnă tinderea către ceva mai mult și nu rămâi la nivelul de amorțeală și adormire. Vedem că fiul risipitor și-a venit în sine la un moment dat, după ce el s-a distrat, după ce a trecut prin mai multe încercări ale vieții de lipsă, s-a trezit și a venit în sine. Și că cea mai bună povață este examenul vieții.
trecerea timpului. De aceea Sfântul Iosif Isihastul spune așa: judecarea celuilalt este strâns legată de îndreptățirea de sine. Adică, pe de o parte, de faptul că omul se socotește pe sine drept, așadar măsură și dreptar de virtute, iar pe de altă parte, de faptul că se îndreptățește păcatele și slăbiciunile sale. De aceea, cea mai bună cale de a ne feri să judecăm pe altul este să ne cunoaștem pe noi înșine, să ne vedem patimile și neputințele noastre și pe noi, să ne judecăm și să ne osândim. Învățătura părintelui Iosif Isihastul despre iubirea de aproapele e nemijlocit legată de predania Sfintelor Scripturi și a tradiției patristice, dar are și o noutate a ei, izvorâtă din slujirea sa de stare și duhovnic și din trăirea lăuntrică. Este izbitor faptul că mai tot ce spune părintele Iosif Isihastul despre iubirea de aproape e legat de viața mănăstirească și totuși cuvintele sale răzbat dincolo de zidurile mănăstirii, de ele se folosesc și cei care trăiesc în mijlocul lumii. Pentru că viața călugărească este, sau s-ar cuveni să fie, o icoană pentru toți creștinii și chiar pentru întreg neamul omenesc. În traiul creștinesc, legătura de dragoste dintre frați de credință este fundamentală. De aceea multe învățături ale părintelui Iosif privesc felul în care se cuvine să nu ne purtăm ca să păstrăm legătura iubirii, pe care diavolul caută necontenit să o strice. Pierderea ei aduce numai rele, atât pentru întreaga opte, cât și pentru fiecare mădular al ei în parte. Să nu judecăm pe aproapele nostru. Pentru părintele Iosif, marele vrășmaș al iubirii de aproapele este judecarea lui, care ori nu ne lasă iubirea să lucreze, ori rupă legăturile ei. Cel care ia aminte la păcatele și neputințele fratelui, se face împreună lucrător cu cel rău, care nimic altceva nu voiește decât să-și facă pe oameni să se dușmănească, să strice legătura iubirii dintre frați, care să poată pune stăpânire pe sufletele lor și să-i facă jucăria răutății și vicleniei sale. Cel care judecă pe fratele său pierde pe dată harul și puterea de a săvârși binele așteptat de Dumnezeu. Judecarea celuilalt este strâns legată de îndreptățirea de sine, adică, pe de o parte, de faptul că omul se socotește pe sine drept, așadar, măsură și dreptar de virtute, iar pe de altă parte, de faptul că se îndreptățește păcatele și slăbiciunile sale, de aceea cea mai bună cale de a ne feri să judecăm pe altul este să ne cunoaștem pe noi înșine. Să ne vedem patimile și neputințele noastre, pe noi să ne judecăm și să ne osândim. Omul trebuie să fie cu totul dăruit fratelui său în întregime, cu dragostea sa, în care să aibă puterea, cu haina smereniei sale, să acopere faptele fratelui său. Răbdarea este benefică atunci când nu se face din ea profanare. O răbdare întrebuințată pentru cineva care el nu conștientizează jertfa răbdării este risipă de sentimente, exact cum a făcut tatăl cu fiul cel risipitor. Și n-a făcut risipă de sentimente pentru el, ci n-a mai fost prezent din momentul când a plecat fiul cel mai mic pentru fiul cel mai mare. În fața greșelilor altora, se cuvine să dăm dovadă de recurmată răbdare.
să nu răspunzi la provocări. Să ai îngăduința și răbdare cu cei ce cad. Orice pagubă am suferit de la semenul nostru, aflăm dreptatea, nu cerând dreptate, ci răbdând. Cine este nedreptățit în această lume și vrea să-și facă dreptate, să știe bine că aceasta înseamnă să poarte sarcina fratelui său, a aproapele său până la ultima răsuflare, să aibă răbdare în toate suferințele acestei vieți. Pentru că orice necaz care nu vine în această lume, fie din partea demonilor, fie chiar din însăși firea noastră, poartă în sine și un folos pe măsură. Și oricine trece cu răbdare prin acel necaz primește plată. În această viață, arvuna, iar în cealaltă, plata deplină. Care dintre voi va căuta ce este drept să știe acestea? Să poarte sarcina fratelui său până la ultima lui suflare. Iar cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Să ne cunoaștem pe noi înșine este un mare dar de la Dumnezeu. Să-ți cunoști atât abilitățile, darul pe care ți l-a dat Dumnezeu și în același timp și posibilitățile în care una cu cealaltă întrunite fac fapta cea minunată. Cunoaște pe tine însuți, stă în inima învățăturii Sfinților Părinți. Cunoașterea de sine pentru Părintele Iosif e mai întâi de toate cunoașterea păcătoșenii și a neputinței noastre. Cel care se cunoaște pe sine pricepe că toți oamenii sunt supuși a aceleași fir, slăbănogiți cu toții, peritori și robi ai păcatului, că suntem cu toți oameni făcuți din țărână și toți păcătuim. Purtările pătimașe, răutățile și vrăjmășile dintre noi sunt toate de șătăciune și vrânce de plâns. Pământul pe pământ fură, pământul pe pământ ocărăște, pământul pe pământ defăimează, pământul pe pământ îmbogățește. Acestea sunt cu adevărat tainele pe care îl frământă pe om. De a cunoaște, de a se cunoaște. O viață întreagă aleargă să cunoască, să deprindă, să știe ce este lui cel mai ușor. Neștiind că este cel mai ceea ce este mai ușor, este cel mai greu pentru suflet. Iar ceea ce este greu în lumea aceasta de îndeplinit, este cel mai frumos pentru suflet. De aceea, în fața celui care te bajocorește, să nu-l ocărăști. El nu face decât ceea ce are înăuntru lui, ceea ce vede prin ochii lui. Evanghelia spune că omul cel bun, din comoara inimii sale, scoate cele bune. Omul cel rău, din comoara inimii sale, scoate cele rele. E bine, să alegem tăcerea care înseamnă limbajul veșniciei. Și atunci șarpele mâniei, care se ridică până în gât, neaflând de șine, se năbușă și crapă. Iar dacă vom face mereu tot așa, până la urmă ne vom izbăvi de mânie. Cei care zi de zi înțelesc inima lor să îndure în tăcere ocări, bajocoriri și mustrări și rabdă ne lăsându-se pradă mânie ca să nu rănească pe fratele, trebuie cinstiți ca niște adevărați mucenici. Și ei sunt adevărați mucenici. Dacă părintele și vrednicul de pomenire, părintele profesor Constantin Mosor, care ne aducem aminte de el cu multe emoții, atâtea învățături pe care ne-a lăsat.
își punea o întrebare la un moment dat. Dacă astăzi se mai nasc eroi, dacă astăzi mai sunt eroi, cu siguranță părintele, cel care a slujit cu atâta vrednicie în lumea aceasta, este la tronul preasfintei treimi și acum el este de față cu noi. Cu siguranță sunt eroi. Atâția copii tineri care se luptă cu tentațiile aceste provocatoare în care le arată un drum larg în care pot să-și piardă sufletul și trupul. Și neamul. Dar ei aleg din toate acestea cu o suferință asiduie în care și oasele suferă transformări de înfrânare, încât să-și câștige pâinea, să afle bucuria în liturghia pe care Dumnezeu le-a hurândit-o să descurce în lumea aceasta. Aceștia sunt eroii noștri. Eroii noștri sunt mamele care se ostenesc cu timp și fără timp de a povățui, de a îndruma, de a se ruga, de a iubi și a ierta necondiționat pe semeni, pe copii, pe soț, pe cei de o credință. Destinul acestei lumi depinde de vrenicia, de bătăile inimii a unei mame singure din lumea aceasta. Cum ar trebui să fie un om? Să fie față de Dumnezeu ca un fiu, supus și ascultător, într-o smerenie, într-o evlavie și într-o filiație fidelă de credincioșie și statornicie în cuvânt. Față de el să fie ca un judecător în care în oglinda sufletului său să se uite de câte ori apare câte o pată într-un lucru care nu l-a cerut, ci a fost adus de ispititorul să poată să-l curățe. Iar către toți ceilalți, atât femei și bărbați, să-i chemați să se comporte ca o mamă. De aceea, socotim atât de mult ca apelativul de mamă pentru toți care îl folosesc și care se poartă cu grijă, nu cu îngrijorare. Sigur, îngrijorarea este pentru copiii care refuză drumul cel bun, refuză povața și aleg loc de ascultare, neascultarea, prin care își pierd și sufletul și trupul, aduce mama este foarte îngrijorată. Adu-ți aminte de numele celor care au răbdat până la moarte în vreme de ispită. Le se oferă și mai ales la cei tineri. Le se oferă să aibă un câștig bun, fără muncă cinstită. Care sunt invitați încât să trăiască doar virtual, din imaginație bogată, pe fond de consum. Până când în gura lor saliva s-a schimbat în sânge, nevoind să cârtească, pe aceștia să-i ai la mare evlavie, să cinstești ca mucenici. Și prezența credincioșilor în biserică este asumarea crucii a ta și a celorlalți, fără să-i condamn. Vezi doar că au ales să moară de 1000 de ori decât să scoată din gura lor vreo vorbă aspră.
iată limba care poate să te salveze sau poate să te condamne. Mucenicia este și atunci când tu mulțumești lui Dumnezeu pentru încercările vieții. Și atunci când se îndură ocările și mustrările pe nedrept, e tot o mucenicie. Ocările, bajocura, luarea în râs și altele ca acestea cu adevărat nu sunt de la oameni, ci de la diavolul care mână se poartă așa. Să nu-i învinuim pe ceilalți. Ei nu sunt vinovați. Doar ei sunt ghidați. Loviturile primite de la oameni, adică de la cel rău, prin ei, să le socotim ispite pe care trebuie să le îndurăm, cu care trebuie să ne luptăm. Întotdeauna să ne gândim că Dumnezeu a îngăduit să fim ispitiți din pricina patrilor noastre, pentru ca prin răbdarea lor să ne curățim de patim. De aceea, orice povață pe care o dăm cuiva, dacă nu va aduce odihnă lui Dumnezeu și lui, înseamnă că povața respectivă nu a fost de la Dumnezeu, ci a fost de la cel rău. Și ea nu a fost dată cu un gând curat, ci a fost dată cu un gând necurat, încât să-ți ia, să-l tulbure și viața și liniștea a ta și a celorlalți de jur. Potrivit cu cele auzite, cu cele spuse, citite, memorate și amintite, se apropie cu pași repezi bilanțul. Cum ar trebui să fie un an plăcut Domnului? Cerem în anul bisericesc care începe să desăvârșim lucrarea. Poetul nostru național Eminescu, în câteva versuri, îl vrea să ne arate de unde venim, unde suntem și unde trebuie să ajungem. Cu mâine zilele îți adaugi, cu ieri viața ta o scazi. Și ai cu toate astea în față de-a pururi ziua cea de azi. Parcă ar fi scris anume să evoce acest moment prin care oamenii, toți, și în rugăciunile de seară, și în rugăciunile de dimineață, îi fac un bilanț. Dar mai ales în aceste popasuri duhovnicești, stații duhovnicești, prin care sfârșește un an și începe altul. Zilele trecute sau anii trecuți, timpul trecut, aruncă asupra noastră o umbră de tristețe, fiindcă pe lângă bucuria împlinirii noastre, a trecerii timpului, constatăm cu tristețe că încă un an din viața noastră duhovnicească a trecut. De aceea, constatarea aceasta și tristețea aceasta în legătură cu trecerea se referă mai ales la trecerea noastră biologică,
despre care n-am avea multe lucruri de spus, fiindcă, într-adevăr, ne trăim destinul într-o două necunoscute. Între necunoscuta nașterii și necunoscuta morții. Drumul între aceste două, pe cât de lung ne pare la tinerețe, pe atât de scurt ne pare la bătrânețe. Ne-am obișnuit cu el. Ne-am obișnuit și cu tristeța. Ne pare firească. Dar parcă totuși moartea ne pare nefirească. Uneori e păcat să ne obișnuim prea ușor unele lucruri prea grave. Obișnuindu-ne ușor cu ele, pierdem din vedere tainele care ne înconjoară despre viață, despre nașterea Universului. Scriptura ne spune că la început Dumnezeu le-a făcut pe toate, după felul lor. Greul greu, omul om, privighetoare, oricum ar fi, prin naștere, suntem contemporani cu nașterea Universului, fiindcă viața nu ne vine ca ceva inventat în momentul în care o primim de la părinții noștri, ci vine de la începutul începuturilor, de atunci de când a creat Dumnezeu cerul și pământul, lumea și pe om. Scriile Sfântului Apostol Pavel, dintr-un sânge ne arată, a făcut Dumnezeu tot neamul omenesc. Prin aceasta suntem contemporani cu toți strămoșii noștri de la Adam încoace. Avem la îndemână aceste zile binecuvântate pentru cei care nădăjduim că vom ajunge data de 1 septembrie să participăm la Sfânta Dumnezeiască Liturghie, să participăm la slujba de vecernie, cu toate rugăciunile, cu tot ceea ce este potrivit cu această sărbătoare duhovnicească în care ne așteaptă biserica noastră. O mereu rotunjire, o ieșire pas cu pas din neantul neființe până la recuperarea chipului și asemănării cu Dumnezeu. Mâine nu vom mai fi exact cei de azi, vom fi mai mult altceva și altcineva. Trecem de la viață la și mai multă viață, după expresia Mântuitorului. Devenim ființe din ce în ce mai aproape de ființa cea unică, ființa noastră se naște astfel mereu. Rămâne aceeași și alta. Se desăvârșește, dar se împlinește. A fi înseamnă a fi ca Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu este precum se și definește în Vechiul Testament, cel ce este. El singur are existență din sine însuși și o are desăvârșit până la limita devenirii. Dumnezeu nu mai poate crește într-o ființă, precum e omul chemat să crească, să devină. Devenirea de la ceea ce nu era la ceea ce este, după învățătura noastră creștină, presupune niște etape. O primă etapă în devenire este, fără îndoială, momentul în care, pășind peste pragul copilăriei, luăm cunoștință de noi înșine, începem să ne punem primele întrebări despre noi înșine, începem să ne punem primele întrebări despre relația cu lumea, cu rostul nostru în lume, de relația cu aproapele, de relația cu cerul înstelat, cu ziua și cu noaptea, de relația cu părinții, de relația cu trecutul, din relația cu viitorul, într-un cuvânt, începem să ne punem întrebări. Atunci ne punem și întrebarea cheie despre Dumnezeu. Toate aceste întrebări însă, oricât s-ar referi la cele din afară, de favor răspunsuri prin care să se lumineze cele din lăuntru. Acum oamenii, în încercările lor de a scăpa viața, de a scăpa sănătatea, fac cursuri speciale de a se autocunoaște. Apelează la fel, tot felul de trucuri prin care se apropie mai mult de ei. Unii din ei renunță de a-și mai jertfi viața pentru cei cărora le datorează viața, și abandonează.
abandonul, dezertarea din ascultarea familială, comunitară, de comuniune, din noapte, de acolo unde tu faci legătura dintre cer și pământ cu cei vii și cu cei morți. Ei fac cursuri și rămân într-o cunoaștere de însingurare, iar biserica se îngrijorează pentru sufletul lor dacă vor reveni într-o zi. Când auzim un om că nu mai interesează de soț, de soție, de copii, de frați, ci mă interesează de viața mea. Astăzi, de dimineață, a venit cineva și a spus că vreau să mai am și grijă de viața mea. Oh, dar tu nu știi că viața ta nu ți aparține, că este a lui Dumnezeu? Iar prezența ta în lume nu e doar pentru tine, ci pentru celălalt de lângă tine. Aici aș face prezența ta de cunoaștere, de autocunoaștere. Nu izolarea, nu abandonul, nu dezertarea de la religia pe care o ai, ortodoxă. Te duci în alte confesiuni de amăgiri, în care crezi că poziția schimbă destinul vieții. Este etapa în care creștem întrebându-ne. Înaintăm în viață întrebându-ne. Este etapa în care începem să ne cultivăm, începem să învățăm din cărți, de la alții, de la natură, prin noi înșine. Urmează apoi două etape. Etapa când începem să primim răspunsuri și când începem să delimităm între răspunsuri. În acest moment, să cere înțelepciune ca să delimităm precis răspunsurile pozitive de ceea ce rămâne taină. Începem să trăim cu tainele ca și cum ni s-ar fi încredințat pe neașteptate niște secrete cumplite cu care trebuie să trăim fără a le dezvălui toată viața. Devenind într-o dată maturi, responsabili, înțelegem că trebuie să ne purtăm de grijă noi înșine de acum încolo. Să ne pregătim singurul culcușul ființei, al gândului, locul în lume și în univers. Este foarte important aceste două etape, în care trebuie să învățăm să trăim cu taine. Dacă mi-aduc aminte, un mare poet transilvanian spunea: eu nu strivesc corola de minunea lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea, le spune Lucian Blaga. A nu ucide tainele pe care le întâlnesc în calea ta, ci a încerca să trăiești cu ele înseamnă a încerca să înțelegi că aceste taine fac parte din universul în care te-ai născut, sunt ale lui, ale Creatorului Universului. Cel ce-ai pus soarele și luna, stelele, în mișcarele întreruptă, și fiecare își păstrează calea hotărâtă lor. Omul, din cauza invidiei, a răutății pe care le-am amintit, el vrea să schimbe traseul. Dacă nu mai e simulativ, să ne gândim că una din stele, din comete, și-ar schimba traseul, ar fi un dezastru. Noi de ce vrem să schimbăm? Vedem că atunci când, ghidați de busolă, de GPS,
apucăm pe un drum în care ne-am ales o destinație. Neatenția pe care noi ai avut-o la GPS sau nu te-a atenționat el că ai mers prea repede, tu nu mai ai cum să te întorci înapoi decât în anumit loc. Și trebuie să faci o cheltuială în plus că nu ai fost atent. De aceea prevenirea, mersul încet sau graba, așa cum ne arată cei care sunt la circulație. Grăbiți-vă încet. Grăbiți-vă încet încât să puteți să observați tot ceea ce vă înconjoară. Mulțumiți Domnului! Nu trăiți indiferenți! Florile care ne-au bucurat cândva și care ele n-au simțit dragostea noastră și au frumusețat tabloul sau drumul sau cărarea pe care ai mers, pentru că tu la un moment dat n-ai fost atent, n-ai băgat în seamă, ele vor dispărea. Îți pun foarte mulți întrebări astăzi. Încât în deșert au apărut izvoare, că s-au făcut lacuri. De ce trebuie să ne îngrijorăm? Nici un corn de literă nu va trece până când nu se vor împlini toate. Isaia ne arată că pustiul se va umple de apă. Deșertul de vietăți. Și va dispărea apa din comunități. Seceta excesivă și apa din abundență e un semn. De ce în deșert până nu sunt oameni care să o consume, nici vietăți, decât anumite vietăți care rezistă? Este o pedagogie a lui Dumnezeu. Noi oamenii, până când nu ne doare mâna, nu știm cum avem. Până când nu te doare piciorul, nu știi că l-ai. Atunci când lipsește mama, că a plecat din lumea aceasta, tu nu știi că o ai. Și toate sunt orânduite tocmai când nu le-ai prețuit. O singură șansă este în viață. A doua șansă nu există. Să prețuim tot timpul, să folosim cuvântul prin care să ne ghidăm viața, în care va deveni pentru noi salvare, eliberare și mântuire atât pentru cei rămași, cât pentru cei plecați. Anul nou bisericesc nu prea este băgat în seamă, așa cum și sufletul nu prea este băgat în seamă. Cerem munte, cerem toți, de la vlădică la opincă, încât să fie bine, totul să fie o rânduială. Dar nu o rânduială pe care o cer Dumnezeu, așa cum se pare ție că ar fi bine,
și uităm de suflet. Care e cel mai important? Nu poți să-l cumperi. Nu poți să-l vinzi. Cele mai importante lucruri în lumea aceasta nu se pot vinde și nu se pot cumpăra. Ele sunt sacre. De aceea și omul, cu sentimentele lui umane, rațiunea, sentimentul și voința, nu se pot cumpăra. Și ele le ai, le cultiv prin smerenie, prin ascultare, iubire și iertare. Să nu uităm, și am spus și altă dată, sărutarea sufletului. Maica Domnului, care consemnează Sotiris Crotos, doctorul legist, că Maica Domnului dă fiului său sărutarea sufletului într-o decență nobilă de neimaginat. Să apropie de fiul său, sărută pe frunte, să așează obraz la obraz, care lasă în jos, se retrage, se tânguie pentru fiul său care a suferit atât de mult. Iubiți credincioși și credincioase, credem cu tărie că taina Sfântului Maslu, moliftele, deslegările și rugăciunile făcute împreună de noi ne vor aduce mai mult spor, mai mult curaj de a mărturisi viața, de a mărturisi pe Dumnezeu și de a fi prezenți acolo unde suntem, la biserica de unde facem parte, să aducem o lumânare, una pentru vii și una pentru adormiți, ca semn de mulțumire lui Dumnezeu pentru taina vieții, taina sufletului și taina dincolo de această lume. Rog pe Maica Domnului și toți sfinții, pe Simeon Stâlpnicul, cel care precede și care această sărbătoare de înaltă trăire duhovnicească. Mă bucur tare mult că este prezent și mulțumim Părintului Constantin, care are hramul de acum 20 de ani. L-am vizitat la biserica care păstorește și care m-am bucurat foarte mult că i-a dat acest hram. Sunt puține hramurile în România cu Simeon Stâlpnicul și mai ales de Dionisie Exigul. Să vă aducă anul bisericesc, bucurii, împlinit, ori mult duhovnicesc, cu iertare, cu pace, sănătate și de toate bunăsporire. Amin. Ziceți cu toți, binecuvântați Dumnezeu să vă ierte, sănătate și iertare de păcate să vă dăruiască. Dumnezeu să vă ierte, sănătate și iertare de păcate să vă dăruiască. Dumnezeu să vă ierte, sănătate și iertare de păcate să vă dăruiască. Milostivul Dumnezeu să miliască pe voi. Amin. Domnul Iisus Hristos să primească toate cele voastre, cele bune. Amin. Domnul să Dumnezească în caza vistea și răutatea. Amin. Domnul să vă învețe pe voi. Amin. Domnul să vă înțelepțească. Amin. Domnul să vă ajute vouă. Amin. Domnul să vă mântuiască. Amin. Folosească această rugăciune duhovnicească. Amin. Tot slujul trupului vostru. Amin. Domnul Iisus Hristos la ziua de cărții. Miliască, binecuvinteze toate de vieții voastre. Amin. Ca aceluia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. La mulți ani!